Salut. Dimineața. Salutări din Kuala Lumpur. Suntem la cazare. La Ceylon's. Ceylon's, da. Am luat un Airbnb care e super șmecher și recomandăm. Avem vedere la Kuala Lumpur Tower. Avem aceeași vedere și din cameră. Kuala Lumpur Tower. Aici putem scoate Petronas. Și din piscină putem vedea și Merdeka 118. Care s-a deschis acum recent. De fapt încă nu s-a deschis publicului. Nu s-a deschis publicului, dar e terminată recent, în noiembrie 2023. Și a urcat sus în top ca a doua cea mai înaltă clădire din lume. Înaltă clădire, dar a trișat un pic, pentru că da, au lungit-o cu vârful ăla. Da, și Burj Khalifa are, dar e mult mai scurt. Și nu știu despre Cristina, dar eu de când am ajuns, nu știu, orașul ăsta mi-a dat un vibe foarte bun și deși aseară am stat în cameră, că n-am mai putut să facem nimic, am ajuns târziu. Nu știu, parcă deja îmi doresc să stau mai mult aici, să mă întorc cât mai repede. Facem o lună. Da, cam același sentiment am avut și în Bangkok, dar nu atât de repede. Trebuie să văd și munții acolo. Munți? Da. Așa, în zare. E destul de înnorat, dar cred că într-un fel e bine. Și o să avem aici vreo 4 zile, nu, 3 zile întregi de explorat. Și în a patra plecam. Și în a patra plecam înapoi spre casă. Spune Cristina, cum e apă? Rece. Cam ăsta e dezavantajul. Nu știu să fie atât de rece apă. Deci dar te obișnuiești cu ea. E suportabilă. Faza e că nici nu e atât de soare, nu e atât de cald afară. Deci e o vreme foarte bună pentru plimbat. Să mă mai zic încă o chestie, mai plâng un pic, tot legat de bani. Știți că vă ziceam că în Singapore aveau unii bani de plastic, unii bani de hârtie, aceeași chestie se întâmplă și aici. Bancnotele de 1 și 5 ringgiți sunt de plastic și cele de la 10 încolo sunt de hârtie. Deci cumva dacă strici banii, îi strici pe aia mari. Acum ne pregătim să ieșim și noi puțin din casă să explorăm ce are de oferit orașul, nu? O să fie așa într-un ritm mai lent. Mai lent, că am obosit. Da. Am început explorarea Kuala Lumpurului, direct de la kilometru zero. Suntem aici în piața Merdeka. Punctul principal. De aici pornim. De aici putem vedea toate clădirile emblematice ale Kuala Lumpurului. Avem Kuala Lumpur Tower. Avem Merdeka. Și văzusem și... și Petronas, dar sunt după clădirea asta de aici. Da, se văd. Dacă mergeți un pic mai la stânga sau așa, se văd. Piața Merdeka este, de fapt, piața în care Malaysia și-a câștigat independența în 57 față de Ghișcine, Imperiul Britanic, ca jumate de lume. Și în dreapta avem unul din cele mai înalte flagpole-uri, nu știu exact cum le zice în română, stâlp de agăța steagul, are undeva la aproape 100 de metri și aici s-a coborât steagul pe care l-aveau înainte și s-a ridicat steagul Malaysiei în 57 când și-a câștigat independența. Și pe strada asta de aici, nu știm exact dacă e închisă mereu sau e închisă doar astăzi pentru că e duminică, dar aici are loc parada de ziua independenței. Le-am căutat un pic, dar le-am găsit. Le-am găsit din nou, da, acolo în spate undeva sunt turnele Petronas acoperite de cealaltă clădiri. Și ca să le vedeți trebuie să urcați aici lângă monument. Nu știu dacă v-am zis, dar Malaysia, ca și majoritatea Indoneziei, e țară musulmană. Așa că vom vedea o grămadă de moschei, vom vedea, mă rog, femei acoperite. Dar vom merge și la temple. Budiste? Unul sigur e budist, o să caut și pentru celălalt, dar asta o să fie într-un vlog următor, pentru că astăzi ne plimbăm prin oraș, ne acomodăm. Așa ce, mă rog, nu ne-am interesat neapărat și nu știam, dar din ce am văzut pe semne și pe toate locurile, pare foarte asemănătoare limba malaeziană, malaeză, cu indoneziană.
Eu am văzut cuvinte similare, nu știu, pentru ieșire, pentru welcome. Ce am învățat și noi. Mulțumesc, exact. Deja suntem de aici, din zonă. Da, știm trei cuvinte. O chestie un pic diferită față de celelalte, nu știu, metropole de aici din Asia, nu știu, Jakarta și, și Bangkok, că pe astea le-am vizitat noi. Și bine, Singapore. Că puteți zice Singapore. Da, bine, la Singapore, sincer, nu mă așteptam. Nu prea sunt scutere, adică, nu știu, foarte puține. Și în principiu am văzut că sunt din astea de la Grab, de mâncare. Dar puteți vedea foarte multe mașini. Și după Merdeka Street, continuăm către Central Market, care trebuie să fie un o zonă cu mâncare. Da. Pentru că cine ne place, nu o să facem vacanțe? Scoată mâncare, scoată dar mâncare. N-am mâncat dimineață. Ce am remarcat până acum de când am venit aici? Că-s e faptul că mici. Da, prețurile sunt decente. Ca idee, nu cred că am precizat, un ringgit malaezian e aproape un leu. E 10, un ringgit e 0,97 lei. Deci aproape un leu. Hai să ne oprim chiar la primul, ar zice. Îmi făceam vânt. Făceai vânt, ok. A, uite, un tom yum, 18 lei. Un ceai, 4-5 lei. Cum am zis, prețurile mai mult decât decente. Nasi lemak 5,90. Asta e mâncarea lor tradițională, dacă am citit bine. Mm-hmm. Nasi lemak, orez. Pentru că se mănâncă foarte mult orez și aici. Că de ajungem acasă, o să facem o cură de, nu știu, o lună, două fără orez. Păi te lua și burgeri. Ce un burger? 21 de lei. La noi e cel puțin dublu. Amana. Astea chiar par niște street food-uri fancy. Asta ta variante din care să alegi. Am văzut espresor. A, da, nu cred că am precizat că pe aici, în general, cafeaua se face la ibric. Sau la plic. Sau la 3, plic. 1. Dar dacă nu le aplică la ibric și îți lasă foarte mult zați și nu suntem mari fani, așa că atunci când bem o cafea, căutăm să aibă și expresor, ceea ce e un challenge. Pare că noi am venit din spatele Central Market-ului, care are și o zonă interioară, pe care o să o încercăm acum. Vedem ce găsim înăuntru. Oare-i frig? Da. Da. Mamă, dar nu... Dar arată foarte bine. Da, nu când căutați pe net de, mă rog, zona asta cu mâncare, mă așteptam să fie da, mult mai street food stuff. Dar se pare că nu. Are și supermarket. Multe haine. Bijuterii, suveniruri. Da, și apare nu e doar de mâncare, e fel de bazar, să zicem. Uite, nu vrei un tricou? Și acum a venit momentul acela din zi când trebuie să ne hotărâm ceea ce mâncăm. După ce am găsit undeva să mâncăm. Au o groază de variante, hai să vedem ce alegem. Orezul ăsta arată bine. Dar din nou orez. Care era mâncarea lor? Nasi lemak. Am revenit la nucă de cocos rece după 3 săptămâni jumate de Indonezia, unde cred că am găsit o singură nucă de cocos rece și pe lângă ok. Thank you. Pe lângă nuca aia de cocos am ales să încercăm mâncarea lor tradițională, ce așa am găsit pe internet, nasi lemak cu squid. Și avem ce avem acolo, orez. Asta cred că e ou. Nu cred că e ou, cred că e ceva varză. Să guși, dar nu... Eu am gustat și varză. Ceva varză. Nu prea moale. Ou. Niște ou. Legume. Că zic vânătă? Nu e vânătă. Nu, e dovlecel. Fasole verde și morcov. Așa, tempe. Tempe. Ăsta-l știu.
fasole verde, ceva noodles, squid. Ce gen asta de aici ce? Nu pare, pare dulceață. Nu e dulceață. E ceva picant. Mamă, și-am luat pe vârful. Ar fi putut fi dulceață. Mai și păzălit, că... Da, și pe cele două porții sunt la fel. Nuca asta de cocos și un ceai, care, mă rog, ceai a venit la sticlă. Nu știu mai exact la asta. Mamă, te-ai rușit tot pe buze. Așa, am dat puțin sub 50 de lei. Wow, e rău. E picant și ăla? Cred că e același. A. Deci o să ne distrăm cu masa asta. Vedem dacă mai revenim după. Până la urmă, se pare că a fost 52 de lei. Pentru că am mai băgat 10% service tax. Deci Cristina n-a mâncat tot. N-am putut. Pare rău. Ăla a fost prea picant. Prea picant și n-am putut nici orezul, era mult prea mult, adică... Deși nu părea. Aici trebuia să fi mâncat. Ăsta pare că e food court-ul de la Central Market. Da. Am mâncat undeva afară, dar asta, cam asta mă așteptam eu să găsesc aici. Ajuns într-un loc unde poți să-ți cumperi... Orice. Orice de firmă. Probabil... Mă, nu știu, nici nu mă pricep acum să văd diferențele foarte bine. Vezi că au încălțămintea vidată? Da, unele din ele, chiar dacă sunt replici, pare niște replici foarte bune. Foarte bine. Parcă ți-ai luat, nu? Da, parcă e tentant. Petaling Street Market e. Uite, ochelari de soare, câți vrei și câți nu vrei. Gentuțe, aglomerație. Ha, să mai miau de asta? Ia-ți, dacă vrei. Da, nu știu. Trollere, foarte multe trollere. Probabil vine lumea, mă gândesc, și pleacă cu mai multe bagaje. Ceva timp mai târziu, am să mergem în Eco Park, lângă Kuala Lumpur Tower. Doar că acolo e un gard pe care nu putem trece. Și pe acolo ne arată maps drumul. Să mergem să ocolim, nu cred că... Da, nu intrăm bine. Că am intrat bine. Și am și urcat dita mai dealul. Eco Park de tui? Ok, partea altă. A, vezi? Ți-am zis eu că mergem în direcția opusă. Ah, this way up, uite, și scrie aici. Ah, ok. După ce am urcat un deal, urcăm și scări. Presim că era o modalitate mai ușoară de a ajunge aici. Sunt convins că nu era. Deci, trebuie să intrați pe aici, până scrie Menara Kuala Lumpur și să urcați scările de lângă zidul ăsta. Da, foarte precis. Mai precis de atâta n-am ce... E vis-a-vis de Pacific Hotel Suite. Sau ok, bine, vis-a-vis de hotelul Pacific Regency. Până să ajungem în parc, vă arătăm și turnul din Kuala Lumpur. Menara Kuala Lumpur Tower. Da. E un turn de trei comunicații, are 421 de metri și acolo sus e cel mai înalt punct în care se poate vizita. Are 335 de metri, era 305 de metri înălțime. E cel mai înalt punct deschis publicului din Kuala Lumpur și oferă o vedere panoramică pe care noi o să încercăm probabil mâine. Da, asta pentru voi în mai leneși noi. Da. Asta pentru voi în vlogul următor cel mai probabil. Este al șaptelea cel mai înalt turn din lume, turn nu clădire. Prima știm că este Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. A doua a venit acum pe locul 2, Merdeka, construită recent, care v-am și arătat. Dar nu e deschisă publicului? Dar momentan nu e deschisă, o să se deschidă în 2024 spre finalul anului, din ce am văzut, spre toamnă mai exact. Și cu ce se mai laudă Kuala Lumpur?
cu cele mai înalte turnuri gemene. Nu știu dacă mai sunt, ce alte turnuri gemene mai sunt. Dar ele sunt cele mai înalte, da. Turnurile Petronas, pe care o să mergem să le vedem și noi un pic mai încolo. Așa e când îți faci temele. Se pare că aici în parc intrarea se plătește și e relativ scumpuț, mi se pare. 40 de lei. 40 de ringi, de fapt. Oră 40 de lei de persoană. Dar am ajuns până aici, așa că vom intra. Singura chestie nașpa e că se plătește doar cash. Parcul de aici e fix o pădure în mijlocul orașului și adăpostește peste 200 de specii de copaci și animale sălbatice, printre care Silver Leaf Monkey și Long Tail Macac, de care am mai văzut și noi în Indonezia. Dacă n-ați văzut vlogurile, faceți-o acum, căutați-le pe canal. Și acum am luat-o pe... E o serie de trekuri aici. Cumva, în orice direcție te duci, ai câte un trek. Noi am luat trekul numărul 2, cred. Da. Așa, trekul numărul 2. O merge și vedem ce găsim. Nu știm exact ce să ne așteptăm, după cum ați văzut că ne-a luat spre surprindere și intrarea, și taxa de intrare. Dar pe internet scria că nu costă. Deci... Da. Nu știm exact care e chestia. Și este o chestie ca în Indonezia, cer de 4 ori mai mult pentru străini decât pentru locali. Na, de pe noi scot banii. Hai să vedem ce găsim pe aici. Sper să nu ne pișteți în țare. Găsim cocoșoare? Nu mai vreau cocoș. Aici sunt sigur că n-au cocoș. Primul animal de care am dat e o veveriță, dar nu cred că o prind pe cameră. A fugit. Între, da. Dar tot s-auzea prin frunze. Hai că poate mai vedem. E foarte bună zona asta pentru că sunt foarte mulți copaci. Mai ales te protejează de soare. 3 sau cât e acum? Da, 3 ceasul. 3 jumate. Pentru că e o căldură foarte mare și foarte multă zăpușeală. Cred că e umiditate în aer. Că am transpirat ca naiba. Efectiv ne-am oprit să stăm jos și ne-am ridicat luarcă de transpirație. Deci e ceva rău. Ai grijă și aici? Mai niște trepte foarte mici uneori. Și cred că m-a ciupit în țânțar pe picior. Mergem de vreo 15 minute pe aici și n-am văzut nimic. În afară de copaci. Răzvan e deja supărat. Eu am văzut că trebuie să fie niște poduri suspendate. Și eu așteptam podurile suspendate și mai mulți ele. În schimb, faza e că am și luat-o random. Trebuia să ne uităm pe hartă la intrare. Am zis că mergem YOLO. Da, și am zis că le găsim noi, da. Da. Foarte interesant cum aici printre copaci vezi de tamai clădire. Nu știu dacă se aude pe la valieră, dar niște insecte sau ceva care scot un sunet foarte ascuțit. Și cu șoseaua lângă. Șoseaua lângă, clădire, cum zicea Cristina, acolo printre copaci. E drăguț, e un parc în mijlocul... Da, e o clădire în construcție. Da, e un parc în mijlocul orașului, e interesant, e drăguț. Te mai recorești, respiri aer curat. Da, tot e umezeală foarte mare și tot am transpirat în ultimul hal. Hai că până una alta, măcar am văzut câteva mămuțele. Nu una aici și câteva prin copaci. Dacă se văd mișcându-se crengile. E una pe acolo, dar nu cred că reușesc să prind focusul pe ea. Stă în lumină. Nu veni spre mine. Hai să ne depărtăm că... Nu prea are ce să fure, dar... Sticla acolo cu apă. Nu, dar nu vreau să mă muște. Asta mai lipsește acum? Fix asta. Mergem și la doctor, vedem cum funcționează asigurarea. Da, nu prea vreau să aflu, nu știu cum să zic. Și așa ne-au pișcat în țare. Da, am făcut-o cam... Noi ne-am dat, avem de la de țânțare, aveam două. Unul dar de aici. Nu ne-a dat cu niciunul. Da. Până nu credeam că să... Și aici și în Singapore ne-am luat țeapa asta.
Nu cred că o să mergem prin pădure. Da, și cred că și în Bali, nu mai știu unde. În Monkey Forest nu ne-am dat și ne-au ciupit. Aia. Sperăm să nu luăm nimic. Sperăm. Cel mai rău caz, denghe sau zika. Când deci ești... acolo e casa de bilete. De acolo de undeva venim noi, deci ne-a luat-o direcția și aia. Și am jumătate de oră, 40 minute. Da? Și podurile suspendate erau fix în... în spatele chestii astea de bilete. Când nu ești atent. Dar nici nu m-am gândit că poți să iei pe lângă casa de bilete ca să ajungi aici. Da, când nu ești atent, te ciupești în țară și transpiri. Nu mai zic a ce, dar luarcă amândoi, deci efectiv. Pădure rainforest sau cum? Tropicală. Pădure tropicală. Ai ajuns pe podul suspendat. Ceac să nu murim. Eu încerc. Da, eu ăsta îl văzusem. Pare că 80 de lei și 40 de minute mai târziu. Mergem prin podul suspendat peste copaci din junglă. A meritat? Nu știu, voi să ne spuneți. Da, spuneți-ne în comentarii dacă vi se pare că merită 80 de lei pentru asta. Au. 40 de lei de persoană. A, dar nu e numai un pod, sunt mai multe. 10 lei pentru fiecare pod. A, dar e drăguț, ăsta e mai drăguț. Se au și elicopterile în... Și de pe podurile suspendate putem să ne vedem și blocul care stăm. Deși noi am... Am mers de neasă recapacele. Am mers o groază până aici, da? Și era atât de aproape. Cât, ce faci, un gard? Da, ce căuta gardul ăla acolo? Și putem să surprindem gen blocul nostru și Merdeca lângă. Asta e de părere că acest parc nu a meritat. Nu, merita 10. 10 lei, da? 10, da, da. Cumva e ok, dar un pic prea scump pentru ceea ce oferă. Cea mai bună parte sunt podurile suspendate. Da. Dar totuși 40 de lei să te duci pe 10 poduri suspendate sau că sunt? Și să vezi, hai că am văzut și 3 maimuțe. Da, da. Părea pe net că zic că au mai multe. Poate n-au bună noroc. Poți să fiu dormint. Da. Pe căldura asta, da, probabil. Și am ajuns la renumitele, bine, după ploaie, renumitele Petronas Towers. Care sunt cele mai... înalte turnuri gemene din lume. Sunt imense la... acolo, pe pasarea aia, între ele, se poate urca, nu? Da, acolo sus, da. Da. Dar noi nu cred că vom face. Cred că o să urcăm în... în turn, ca să avem vedere la ele. Și în partea de jos e un mall, pe câte etaje, 6 etaje, ceva de genul ăsta. Ceva de genul. Ne-am plimbat un pic cât a plouat, foarte puțin. Da, a început așa o ploaie, cred că suntem vreo oră. Încă mai picură un pic, dar ne sacrificăm ca să vă arătăm, aceste minunății. Sunt frumoase, dar trebuie să ne dăm, nici nu știu, trebuie mai de departe ca să da, nu reușim să le cuprindem. Dar și gâtul. Și imediat cum s-a oprit ploaia, s-a și umplut de lume la poze. Și punem capăt acestui vlog. Chiar de aici, din fața Petronas Towers. Da, dacă v-a plăcut, dați acolo pe butonul de like, pe subscribe. Apăsați și pe clopoțel ca să vă notifice când mai postăm. Dați și un comentariu dacă v-a plăcut. Împărtășiți și cu alții acest videoclip să ajungă la cât mai multe persoane. Și nu uitați și de un follow acolo pe Instagram _ciustotravel și ciustotravel pe TikTok. Până la următorul vlog, pa!